Un autobuz care transporta elevi și părinții care se întorceau dintr-o excursie s-a prăbușit într-o râpă de pe insula indoneziană Iava, 27 de persoane murind în urma accidentului. Potrivit informațiilor, șoferul autobuzului ar fi pierdut controlul asupra direcției într-o zonă cu relief abrupt. Ministerul Transporturilor din țară a transmis că autobuzul transporta elevi de liceu și câțiva părinți. 39 de persoane au supraviețuit în urma accidentului. Autoritățile locale au declanșat o amplă operațiune de salvare. Toți cei 39 de răniți au fost duși la spital, însă nu sunt cunoscute informații despre starea lor. Operațiunea de recuperare a victimelor a fost încheiată după câteva ore.